Astăzi a avut loc ședința ordinară a lunii iulie a Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin. Importante proiecte au fost aprobate și dezbătute în cadrul evenimentului, printre care și o investiție modernă privind mai multe stații de încărcare pentru vehiculele electrice în Severin. Municipiul Drobeta Turnu Severin va participa la un proiect important pentru comunitate. 11 stații de încărcare pentru autoturismele electrice vor fi achiziționate. Tot în cadrul ședinței au fost aprobate două proiecte privind elevii severineni. Cei care au obținut nota 10 la examenele de evaluare națională și bacalaureat în anul 2022 vor fi premiați. De asemenea, și pentru anul 2022-2023 se va acorda pachetul de rechizite școlare primul ghiozdan. Rechizite școlare vor primi și copiii din clasele 1-4 proveniți din familii defavorizate. Educația și sănătatea severinenilor sunt principalele preocupări ale primarului Marius Creciu, un bun profesionist și implicat în societatea pe care o conduce.